merge mai departe, stimați telespectatori. Suntem în casele dumneavoastră, în ediția specială de Crăciun. Ce vom urmări acum, Valentina? Eu zic, Paul, acum avem o surpriză ca de fiecare dată pentru telespectatorii noștri. Iana Novac! Doamnelor și domnilor, Iana Novac! Aplauze pentru Iana Novac! Crăciun fericit, Crăciun fericit, Paul, Crăciun fericit tuturor! Să avem o seară superbă, o zi minunată pe care să o ținem minte. Crăciunița noastră, alături de alte Crăciunițe, Paul. Cine sunt Crăciunițele? Este vorba de fetele de la Happy Dance și vreau să-i mulțumesc pe această cale doamnei Alexandra Negulescu și Crăciun fericit! Spune-mi, ce faci? Cum a fost anul acesta pentru tine? A fost un an straniu pentru noi, pentru toți artiștii, dar în același timp nu a fost un an care
s-a închis cu totul. Totuși am avut câteva oportunități așa să mai ieșim în fața publicului, să ne mai întâlnim cu publicul nostru drag. Sper din suflet ca la anul să putem avea mult mai multe întâlniri cu publicul nostru drag, să avem posibilitatea să promovăm mult mai mult, fiindcă știm cu toți aceste vremuri urâte ne-au obligat cumva să stăm în case și să ne ferim unii de alții, dar prin muzică sper să se schimbe lucrul ăsta. Și mă bucur nespus că, uite, ne vedem și ne întâlnim în această emisiune și în această seară minunată. Mă bucur nespus pentru această întâlnire și că putem să facem Crăciun împreună. Mulțumim! Mulțumim aplauze pentru Iana Novac!